începutul celei de-a doua săptămâni din iulie aduce o serie de aspecte astrologice armonioase. Luni, Mercur formează un sextil benefic cu Jupiter, influențând pozitiv gândirea noastră și făcând călătoriile mai productive. Gemenii, fecioarele și săgetătorii sunt favorizați în a face planuri profesionale, a programa călătorii de afaceri și a iniția tranzacții comerciale. Acest aspect astrologic facilitează rezolvarea sarcinilor intelectuale pentru raci și pești, mai ales pentru cei implicați în munca științifică și cercetare. Berbecii și capricornii vor manifesta o toleranță crescută față de opiniile celorlalți, îmbunătățindu-și relațiile interpersonale. Tendințele pozitive continuă cu aspectul armonios dintre Venus și Uranus, care promite evenimente neobișnuite broște și incitantă atât în sfera romantică, cât și în cea financiară și de afaceri. Balanțele și taurii vor avea ocazia să facă pași importanți către căsătorie, în timp ce scorpionii vor găsi oportunități de parteneriate de afaceri profitabile. Capricornii și vărsătorii vor fi inclinați să organizeze surprize plăcute pentru cei dragi, sporindu-și popularitatea în cercurile sociale peștii vor fi captivați de idei noi și inovatoare, care vor aduce atât plăcere cât și cunoștințe interesante. La mijlocul săptămânii, trigonul dintre Venus și Neptun va aduce o energie favorabilă pentru actori, artiști și organizatori de evenimente de divertisment. Iluziile prezentate pe scenă vor fi spectaculoase și impresionante, dar este crucial să nu le confundăm cu realitatea. Sfera romantică va fi deosebită de activă pentru pești și săgetători, care vor experimenta o revitalizare rapide după o perioadă de stagnare. Vărsătorii vor avea șansa să-și îmbunătățească sănătatea psihologică, să se elibereze de traumele mentale vechi și să înțeleagă mai bine cauzele emoțiilor negative. Scorpionii și racii se vor concentra pe probleme psihologice de natură aplicativă, în timp ce le vor atrage atenția asupra lor, reușind să se afirme și să-și îmbunătățească poziția socială. Gemenii, fecioarele și săgetătorii, luni cu Mercur în sextil cu Jupiter, vor găsi că planificarea profesională și călătorire de afaceri de decurg fără probleme. Este un moment ideal pentru a iniția proiecte comerciale și a rezolva sarcini intelectuale. Racii și peștii, cei implicați în munca științifică și cercetare vor avea un avantaj distinct în rezolvarea problemelor complexe și a sarcinilor academice. Berbeci și capricorni, această perioadă va duce o creștere a toleranței față de alte perspective, facilitând relațiile interpersonale și colaborările. Balanțele și taurii, Aspectul Venus Uranus va deschide oportunități pentru relații romantice serioase și angajamente pe termen lung. Scorpioni vor descoperi noi parteneriate de afaceri profitabile, profitând de, de energie inovatoare a lui Uranus. Capricornii și vărsătorii vor surprinde plăcut persoanele dragi, ceea ce le va aduce un plus de popularitate în mediul social. Peștii vor fi inspirați de idei noi și interesante care le vor aduce atât satisfacție personală cât și noi cunoștințe. Actorii, artiștii și organizatorii de evenimente, trigonul Venus-Neptun le va aduce un val de creativitate și inspirație, iar evenimentele organizate în această perioadă vor fi deosebită de impresionante. Lei, vor capta atenția publicului și vor reuși să se afirme în cercurile sociale, îmbunătățindu-și statutul și recunoașterea joi, trigonul dintre Soare și Saturn va duce influențe favorabile, în special pentru cei care nu se tem de responsabilitate, care au răbdare și sunt dispuși să avanseze sistematic către obiectivele lor. Această configurație astrologică va crea un mediu propice pentru inițiative și idei, susținute activ de conducerea la locul de muncă și oficialii guvernamentali. Aceștia sunt pregătiți să ofere ajutor și să investească resurse și finanțe în noi proiecte de afaceri. Berbecii și leii, aceștia vor avea oportunitatea să realizeze unele dintre planurile lor de lungă durată legate de profesie, sport sau afaceri. Această perioadă este ideală pentru a pune în practică idei ambițioase și a-și consolida poziția în domeniul ales, capricornii și vărsătorii, pentru acești nativi se vor deschide multe și atât în sfera profesională, cât și în cea personală. Este crucial să profite rapid de aceste oportunități, deoarece a doua șansă poate să nu apară prea curând. Networking-ul și relațiile de afaceri vor fi deosebite de fructuase în această perioadă. Balanțele vor simți un impuls de energie din partea soarelui, care le va permite să facă schimbări serioase în viața lor. Acesta este momentul perfect pentru a iniția proiecte noi și pentru a lua decizii importante care vor avea un impact pozitiv pe termen lung. Spre sfârșitul săptămânii, opoziția dintre Venus și Pluto va duce unele tensiuni, dar și clarificări necesare în domenii legate de încredere, finanțe comune, moșteniri sau proprietăți. Berbecii și scorpionii pot apărea conflicte în sfera romantică manifestări de gelozie și nemulțumiri din partea partenerilor. De asemenea, există riscul unor excese sexuale bruște, influențate de emoții intense și pasiuni de moment. Racii și leii se pot confrunta cu probleme în sfera intimă, ceea ce poate crea tensiuni în relațiile personale. Este important să gestioneze aceste situații cu tact și deschidere. taure și balanțele pot întâmpina dificultăți neașteptate legate de asigurări, taxe sau pensie alimentară. Este esențial să fie pregătiți pentru aceste provocări și să caute soluții proactive. Gemenii și fecioarele, riscul unor mici pierderi financiare este crescut, aceste semne trebuie să fie atente la cheltuieli și să evite investițiile riscante. Peștii, pot avea neînțelegeri cu una dintre cele mai apropiate rude? afectând relațiile familiale. Comunicarea deschisă și empatia vor fi esențiale pentru a depăși aceste momente dificile. Capricornii și vărsătorii se vor confrunta cu dificultăți legate de rutina zilnică și autoorganizare. Este important să-și reevalueze prioritățile și să găsească metode eficiente de gestionare a timpului. A doua săptămână a lunii iulie promite să fie un mix de oportunități și provocări. Trigonul dintre Soare și Saturn aduce șanse de succes pentru cei hotărâți și responsabili, în timp ce opoziția dintre Venus și Pluto necesită prudență și claritate în relațiile personale și financiare. Fiecare semn zodiacal la rocaia să-și maximizeze potențialul prin adaptare și proactivitate, navigând cu înțelepciune printre influențele astrale ale acestei perioade. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!